Da. Ok, gata? 3, 2, 1, go! Martie 2019, anul ăsta, am început o unitate nouă, clasă de design, la școală, care se cheamă Passion Project. Cu câteva luni înainte m-am uitat diferite videouri de cum oamenii au trimis cutii ca astea în spațiu. Și mă gândeam că vreau să fac și eu ceva ca asta. Eu mai întâi am făcut research online, să mă uit la cum au făcut diferiți oameni, ce au folosit. Și am realizat că am nevoie de un GPS și o cameră și o cutie să țină toate astea. Deci, golul la proiectul ăsta, că aveam un gol, să filmăm ceva din stratosferă. Am folosit un program de simulare să vedem unde ar fi cel mai bun loc din România să-l lansez. Dacă lansam de aici, s-ar fi dus în munți departe și nu mai l-am fi găsit. Pe firele astea am atașat parașuta. Aici era unul din telefoane și aici era celălalt care se uita la un avion care era printat 3 de la școală. Aici am avut GPS-ul, care e un GPS de mașină. Nu puteam să controlez nimic, n-aveam niciun semnal cu cutia după ce am lansat. Nu știam dacă s-a dus sus sau nu. Poate a stat pe la 10 km sau 5 km, deci nu știam nimic. Până a ajuns prin nori. Aveam foarte multe emoții. După ce a fost cutia în aer, am mers cu mașina unde spunea simularea că o să aterizeze. Noi așteptam într-un câmp, la vreo 50 de km de Buzău. Știam că o să durează măcar 4 ore, dar din păcate vântul era mai puternic, deci s-a dus până într-o pădure pe lângă Buzău, în Sărata Monteoro. Și ne-a uitat sus la pom și l-am văzut cutia. Aveam emoții, eram gata să deschid cutia, să văd telefoanele. În momentul când am deschis cutia și am deschis telefonul, aveam nevoie de bucuros.